practic, după terminarea facultății, mi-am pus problema unei formări, unei specializări bine făcute. Și, din păcate, în România, în perioada respectivă, nu cred că s-a schimbat prea mult până acum, o specializare bine făcută nu se putea pune, nu se putea face în țară. Sistemul este care este, oamenii sunt care sunt, sistemul de promovare, de acces la specializare este, să spunem, dificil. Practic am ales această cale și nu regret. Nu regret deloc. Deloc. Să faci o specializare în străinătate, cred că este, chiar dacă ar fi o mică supra-specializare după această specializare, cred că în continuare continuă să fie standardul în România. Deci, formarea într-o profesie nu e doar formarea specializării respective, dar și formarea gândirii și formarea ta ca om. Deci sunt mai multe aspecte și cred că e util să o faci în afară. Cred că pile aș fi avut dacă mi-aș fi dorit. Și cred că mulți reușesc până la urmă să găsească o portiță, o cale de acces în sistem, dar n-am vrut. În Spania e un sistem, aș spune eu, normal. Deci tu dai un examen, poți să accesezi o specializare în funcție de nota la examenul respectiv, după care intri într-un sistem cât de cât bine organizat. Mi-aș dori să mă întorc, pe de o parte, din motive sentimentale. Am crescut aici, m-am format aici ca om. Iar din punct de vedere profesional, cred că aș fi mai util aici decât sunt acolo. Cred că aș putea avea mai multe satisfacții în România, satisfacții profesionale. Dacă m-am format într-o chestie foarte bine și această supra-specializare o aduc aici, cred că aș fi mai util aici decât aș fi util acolo, unde mai sunt și alții ca mine, într-un fel. Avantaje. Cei mai buni prieteni aici am. Da. Iar cele profesionale, îmi doresc să... Este mai mult o dorință, un proiect al meu, pentru care deocamdată nu am găsit un răspuns la fel de entuziast ca și entuziasmul meu, aceea de a crea un centru de chirurgie al genunchilor, o chestie foarte supra-specializată pentru o mică bucățică a ortopediei.